Ai, nu. Nu mi-am desfăcut părul. Ia să vedem, să vedem. Să-mi ciufulesc puțin părul. Pentru că nu-mi stă nicicum. Nu vreau să-mi stea nici cum părul ăsta, deci... Nu-mi stă nici cum părul până la urmă. Bună din nou și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi am revenit cu un nou swap. N-am filmat de mult timp un swap, ce-i drept. Și acum am revenit cu un swap. Am primit aici o cutie foarte, foarte drăguță. Abia aștept să deschid să văd ce e înăuntru. Am făcut swap cu Nicole. Am să vă las canalul ei în descriere, să intrați să vedeți ce am trimis și eu ei. Nu este prietena mea invizibilă, este un swap cu o fată care are canal pe YouTube. Părul nu-mi stă în nicio direcție, deoarece a fost la muncă și l-aveam prins în coadă. Și acum e așa. Vreau să văd ce e în cutie. Am avut un buget de 60 de euro. 50? 60? În principiu, dacă mi-am amintesc bine, a fost bugetul de 50 de euro, apoi l-am crescut până la 60. Sper că nu ai depășit bugetul în acest pachetel. Sper din tot sufletul să-ți placă tot ceea ce ți-am trimis eu și să-ți se potrivească. Îți mulțumesc că m-ai contactat pentru acest swap și mi-a plăcut foarte, foarte mult de tine. Ești extraordinar de organizată cu tot. Și chestia asta mi-a făcut și pe mine să fiu așa mai organizată. Aici este cutia. Vreau să o desfac ca să nu stau să fac gălăgie și să pierd timpul. Și să vedem ce-i înăuntru. Desfăcut cutia. Nu se poate vedea mare lucru. Ai pus o grămadă de hârtii. Le-am pachetat foarte, foarte bine. Le-am pachetat, intenția, nu, le-am pachetat în hârtie mov și mie îmi place foarte mult movul. Și pe lângă chestia asta văd că, uite, le-am pachetat super. Stați așa, că nu știu cu ce să încep. Mi-a trimis o scrisorică pe care a lipit așa o inimioară și văd că mai sunt câteva produse pe care a lipit o inimioară. Doamne, deci îmi pare atât de rău să le desfac. Scrisorica are un brăduleț de Crăciun. A scris-o la... Oh, ce rușine mie! Deci, eu pe ultima 100 de metri am scris o scrisoare dintr-o hârtie reciclată, să spun așa, eu reciclez mult hârtiile. Și tu mi-ai făcut o scrisoare pe calculator. Eu ți-am scris-o de mână. Dragă Bianca... Uitați ce tare, e scrisă cu mov. Foarte tare. Dragă Bianca, mulțumesc că ai acceptat să facem acest swap. Atunci când te-am contactat, nu mă așteptam să fii atât de deschisă, amabilă și prietenoasă. Îmi pare rău că nu am avut ocazia să te cunosc personal, dar nu este timpul pierdut. Putem să ne întâlnim personal, cine știe când, cum și unde și... În ceea ce privește swap-ul, trebuie să-ți mărturisesc că mi-a plăcut foarte tare această experiență, cu toate că mi-a fost greu să mă decid asupra produselor. Dacă era după mine, îți luam mai multe lucruri, dar am încercat să respect cât de cât bugetul. Sper că am reușit. Sper ca produsul Bucluca să te încânte la fel de mult ca și pe mine. Gata, o să mă opresc aici și te voi lăsa să te bucuri de produse. Enjoy, cu drag, Nicole. PS. Mi-am cumpărat special fier de călcat mov ca să am în ce să-ți expediez cadou. Deci fii atent. Cutia este de la un fier de călcat mov. Adică totul este mov, știi, în pachet. Mă, nici mai pot de râs. E total la faza. E total. Așa, aici este scrisorica care este foarte, foarte drăguță, deci e minunată. Și să începem cu produsele. Să începem... Uf. Nu vreau să intre scrisorica. Aici, scrisorica. Să începem cu produsele. Cutia este minunată, sunt împachetate de o formă minunată. Eu nu sunt atât de bună la împachetat. Eu sunt chiar foarte... La chestia asta cu lucru manual și împachetat am fost mereu cea din urmă. Vreau să încep cu primul produs care are la fel o inimioară așa lipită. Deci e superb. Scrie pe la ambalajul face toți banii și are o inimioară așa lipită. Deci poți dezlipesc inimioara și să mi-l lipesc mie așa pe față. Așa. Aici scrie ambalajul face toți banii. Să vedem ce e înăuntru. Sunt curioasă, am pregătit și foarfeca. Foarfecă. Rămân chestiile astea în păr.
Să vedem. Ambalajul face toți banii. Să vedem ce e. E... cremă de mâini. Se dezlipește inimioara. Este o cremă de mâini care este foarte, foarte interesant ambalată. Adică... cum se desface? E lipită, stați așa. Stați așa că e lipită. Bine, are o chestie de asta. Ce? Ce a lipit-o? Hai, te rog, desfă-te. Alta. Am două părțile. Hai, cred că sunt blestemată de scotch, de zeul scotchului. Deci, foarte tare. Deci, pe lângă ambalajul ăsta, scoți așa crema. Rainforest. E foarte tare crema. Deci, e foarte tare crema. Să vedem cum miroase. E sigilată, dar... are mirozișcă de Crăciun. Deci miroase foarte bine, super. Și ai dreptate. Ambalajul este foarte special. Deci e foarte, foarte special ambalajul acestei creme. Mulțumesc frumos. Primul produs. La pachet. Al doilea produs. Și produsul ăsta are ceva lipit pe el, ce mi-l mai lipesc pe frunte. Al doilea produs. Ce să fie, ce să fie. Ce să fie, ce să fie. Poate să fie un balsam de păr, o cremă de corp. Iar face mizerie, că doar ce contează. Este un exfoliant corporal. Bella Loves. Nu-mi sună această firmă. Ia uitați. Și este sigilat. Este sigilat. Ba. Nu se poate să face. Este sigilat. Aș vrea să văd cum miroase. Dar nu stau să pierd timpul. Ba, stau. M-am răzgândit. Wow. Miroase super. Miroase a ceva ce m-am avut mai de mult. La baie, nu-mi vine acum în minte, dar miroase super, super. Nu scrie aici, plus că îmi dă mie lumina în ochi. Următoarea chestie, care are același ambalaj, răsfăț într-o sticluță, are același ambalaj ca exfoliantul. Să vedem cu ce să ne răsfățăm noi. Este din aceeași gamă, presupun. Da, este din aceeași gamă, este gel de duș. Foarte tare, gel de duș și exfoliant. Uitați-vă. Aici le-am pe amândouă. Deci exfoliantul miroase foarte tare și dacă gelul de duș miroase la fel, bestial. Hai să vedem, da? Oare de ce spun dacă pot să le desfac, nu? Nu? Da, vorbim singură. Să vedem. Miros la fel. Wow. Miros la fel. Super. Deci super, super, super. Avem o cutiuță ce scrie pentru unghii perfecte. Sper să-ți placă culoarea. Trebuie să-mi fac unghiile culoare. Nu mai stau cu foarfeca. Le împacheta foarte tare, așa că foarte bine. Nu trebuie să stau să mă chinui mult. Ce avem aici? Ia, uitați ce mi-a trimis. Trebuia să-mi trimis și cu manualul de instrucțiuni pe română, știi? Nu mă pice pe la chestii genul. Sunt mai înapoiată puțin eu așa. Ce-i chestia asta? Asta. Nu se poate cu mine, deci nu... îl încarci, presupun că... Hai că deduc și eu, nu? În loc să citesc. Deduc. Este... În loc să citesc, deduc. Este luminiță așa cu LED ca să-ți pui gel. Deci îți pui așa un strat de chestii de genul și după aia îți bagi unghii aici, ăsta îl încarci cu... Are așa o chestie de încărcător, văd că are și încărcător aici. Nu, n-are încărcător sau are sau...
și îți usucă, îți usucă gelul, îți usucă pe mână. Wow, are și încărcătorul, deci e foarte tare. Ce înapoiată mă simt în momentul de față. Mă simt foarte înapoiată. Deci are încărcătorul care încarci chestiuța asta, care are luminiță LED sau ce are. Are un o chestie de curățat, o pilă și bețișor de unghii și foarte tare. Deci chestia asta e foarte tare. Wow! Mai evoluționez și eu așa puțin. Foarte tare, mersi, fain. Deci chiar o să pun în practică chestia asta pentru că am nevoie de să îngrijesc puțin unghiile pentru că le-am lăsat așa în voia sorții și nu. Nu, eu aveam unghii frumoase cândva. Probabil mai văzut că nu mai am unghii frumoase. Mai avem o chestiuță aici cu o altă chestiuță pe care... Deci mai am așa un produs cu o chestiuță aici lipită, foarte tare. Vreau să vă spun că eu am primit pachetul acum 4-5 zile, 6 zile și stau cu el aici fără să-l deschid. Deci nu mai puteam de curiozitate pentru că n-aveam timp să filmez și atunci stau cu curiozitate aici. Deci eu am trimis mai târziu pachetul lui Nicole, ea l-a primit mai târziu decât mine și l-a și filmat și a deschis și eu încă nu. Oh. Curiozitatea asta m-a mâncat zilele astea, m-a ros și m-a mâncat. Aici pune Angel Kiss de la Kiko Milano. Să vedem, desfăte. Deci, balsam de buze și un scrub pentru buze. Foarte tare, ce frumos e! Ia să vedem cum miroase. E bestial. Sper să-ți placă și ție produsele care ți le-am trimis. Eu nu m-am axat pe make-up pentru că Nicolae, o grămadă de chestii în make-up și ce aș putea să-ți cumpăr ceea ce nu ai. Am vrut să-ți trimit produse pe care eu le folosesc aici și îmi plac, produse pe care eu mă gândesc că nu le-ai mai încercat. Și până acum mi-ai trimis produse ce nu am. Sper să te fi mirit și eu așa. Hai să citesc înainte să desfac. Ceva natural, un ambalaj feminin. Și avem și o steluță care, bine, nu mă mai lipesc. Trebuie să mă lipesc în frunte steluța asta. Ia să vedem ce avem aici. Ce avem aici? Wow! Ce tare! Săpunuri făcute handmade și un prosopel. Deci e foarte tare chestia asta. Foarte, foarte tare. Uite ce drăguță e. Ia, ce drăguță. Doamne, sunt așa de drăguțe chestiile astea. Chiar nu-ți vine să le desfaci. Produsul Buclucaș. Ia să vedem produsul ăsta Buclucaș, ce ai spus tu că îți place foarte mult. Să vedem ce e. Wow. Oldie Oa, deci este, ador roșul, ador culorile mate. Este un luțu de buze, nu mai știu să vorbesc. Un luțu de buze de la Boys & Berries, roșu, foarte tare. Ia să-l desfac. Deci nu pot să nu desfac. Nu pot. Rup și unghiile. Mi-ai trimis tu un kit pentru unghii, așa că pot să le rup. Hai, desfă-te. Haide. Așa. Nu vrea să se desfacă. Deci nu. Haide. Bine, nu s-a desfăcut de tot, dar s-a desfăcut destul cât eu să pot să-l desfac. Deci wow. E foarte tare culoarea. Deci e... Mamă. Uite că mie nu-mi plac lucrurile de buze, dar asta e... Ia uitați. E foarte tare. Foarte tare. Nu m-a făcut pe nas, nu? Am o inimă pe față. Sunt teroare. Ai spus fără gene false, dar mi-a plăcut prea tare setul. Noi ne-am trimis un fel de chestionar care am completat ce ne-ar plăcea să primim, ce nu ar fi neapărat să nu am vrea să primim. Eu am spus că nu vreau neapărat gene false, adică nu folosesc gene false. Ea spune că i-a plăcut foarte mult setul. Ia uitați ce mules frumos a lipit aici. Le-ai ambalat super, super tare. Ia să vedem setul. Perfect Ice Nude.
Deci este un set întreg. Nu doar gene false. Foarte tare. Ia uitați-vă ce frumos e. Ia uitați. Deci e superb. Ce drăguț, ce drăguț. Super, mulțumesc frumos. Deci e chiar foarte, foarte drăguț. Super. Nu se mai termină. Mai am încă 3 produse. Am făcut aici o dezordine extraordinară. Mai am încă 3 produse. Pe una scrie comara fermecată. Îl lăsăm la sfârșit. Hai să deschidem alt produs. Pentru sprâncene fericite. Oh, sprâncenele mele. Nu știu ce să fac cu sprâncenele mele. Când am fost la Urban Decay să mă macheze ultima oară, mi-a recomandat fata un salon ca să merg să îmi întindă, să îmi întindă permanent sprâncenele. Da, ok, nu le mai am așa ondulate și rebele, dar le am drepte și rebele. Și rebele încât stau așa, invers, și nu mai știu ce să fac cu ele. Ia să vedem ce mi-ai primit. Mi-am urțit piciorul. Mi-am urțit piciorul. Ah. Ce tare. Ai. Mi-am urțit piciorul, nu mai pot. O trusă. Wow. De la In Color Makeup. E foarte tare. Ia uitați cât e de tare. Să iau... Ia uitați cât e de tare. Și ambalajul zici că... Sunt așa la Too Faced. Așa e ambalajul. Deci foarte, foarte tare. Nu mai am baterie la telefon. Ci mai am două lucruri. Mamă. Am memorie și nu am baterie. Mai am două lucrușoare care sunt, bine, cele mai mari. Să vedem. Este important să fie organizată ce se poate ascunde aici. Îmi imaginam eu. Când l-am citit, m-am gândit la o chestie de genul. Este un suport pentru... Ia lipit o inimioară și aici. Ce tare. Este un suport pentru produse. Este chiar foarte tare. Iau unul așa pentru oje și chiar îl folosesc. Mi-am pus ojele care le folosesc cel mai des, logic. N-am să pot să-l scot. No. Așa. Aici. Chiar foarte tare, pentru că pot să-mi pun altfel de lucruri, nu doar roje. Deci am deja unul. Și este chiar foarte drăguț, am să le pun lângă altul. Și ultimul produs, care scrie comoara fermecată, să te uiți bine peste tot. Să-l rupem cu grijă, nu? Wow, mamă, deci... această gentuță este minunată, deci minunată. Este o gentuță superbă și uite că este din Primark și... La noi nu am văzut acest model de gentuță în Primark. În ce țară ai fost tu și l-ai cumpărat? Să vedem ce înăuntru. O gentuță? Nu mă nebuni. Deci o gentuță plină cu chestii la care spunea mai am două lucruri de filmat. Hai să vedem dacă mă ajunge bateria. Nu o să-mi ajungă bateria ca să filmez toate chestiile astea care sunt înăuntru. Deci, fată, bună, serios, câte chestii ai cumpărat? Wow. Hai să începem. Cu gentuța. Gentuța este minunată și am o rochiță care se potrivește acestei gentuțe. Din câte mi-amintesc eu la sfârșitul clipului, scot rochița și vă arăt. Să vedem. Ochii sunt oglinda sufletului. Nu vreau să scot foarfeca. Hai să vedem. Va trebui să scot foarfeca pentru... Foarfeca. Foarfeca. Hai, ajută-mă, hai. Hai, te rog eu, hai. Te rog eu, hai. De la Kiko Milano. Un rimel de la Kiko Milano, foarte tare. Eu de moment folosesc tot de la Kiko Milano un rimel. Sincer, îmi place foarte mult rimelul acela și presupun că și acesta va fi foarte tare, nu-l desfac. Pentru că am vreo 5 desfăcute și se usucă toate, dar mulțumesc frumos. Foarte tare. Să vedem. Să băgăm așa mână. Să vedem ce scoatem. Pentru buze perfecte. Ia. Mă faci curios.
Mă așteptam să fie un singur produs, adică o chestie și uite. Wow, chiar îi spuneam că mi-aș dori un produs de la Melchior, știi, fiecare spuneam așa o chestie ce ne-am dorit. Și uite că mi-a trimis de la Melchior un creion de buze, super tare și luciu roșu, totul roșu, super, super, super. Eu în ultimul timp folosesc de buze roșu și portocaliu, înainte foloseam și mov. Acum parcă mi-a trecut febra movului la buze, foarte tare. Tu ai ales brandul, eu am ales produsul. Ia să vedem, ia să vedem. Tot de la Melchior. Alt produs de la Melchior, care este, dacă nu mă înșel, un tuș. Da, un tuș de ochi. Foarte tare. Așa. Oh, oh. Primele mele produse de la Melchior, să știți. Lila sau roz? Tu ce crezi? Păi, având în vedere că toate chestiile sunt mov, poate e mov. Poate e roz, deci toate chestiile sunt mov. Băi, nu vreau să rup ceva pe aici. Nu, n-am rupt încă nimic, decât ambalajul. Ia. Mov. Da, mov, 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 mov. Presupun că e un fard. E un fard de ploape de la Kiko Milano. Și e mat. Foarte tare. Ia uitați-vă. Am rupt puțin ambalajul. Foarte tare. Niciodată nu ai să... Nu ai destule, ghicești? Un ruj? Am foarte multe rujuri și dimineața când ies din casă nu am cu ce să mă dau, nu știu cu ce să mă dau și mă dau cu rujul colegii mele de apartament. Chiar așa cum sunt dată cu el pe buze. Noi fetele avem o problemă. Este un ruj de la Kiko Milano care la fel o fi roșu. Oi, 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 o fi roșu și rujul ăsta. Ajutor? Cum se desface? Foarte tare. Deci e foarte, foarte tare. Și uitați-vă ce ambalaj are, adică îl pui aici și... Wow! O să-l stric. O să-l stric. Așa că mai bine îl las. Mov cu puțin sclipici. Mov cu sclipici, mov cu sclipici. O fi un lac de unghi. Probabil. Da. Nu. Da, nu. Eu întreb, eu răspund. Eu mă corectez. Este un pigment de ochi. Tot de la Kiko Milano. Foarte tare. Mamă, deci de la Melchior și de la Kiko Milano mi-ai pus decât produse. Uf, uf, tu ai depășit bugetul. Ai depășit bugetul. Pentru colecția de pe frigider. Ia să vedem. Ia, ia, ia. Ia, ia. Ce magnet, ce magnet mi-ai trimis. Am o grămadă. Am. Ia, nu se vrea, desface. Hai, baterie, rezistă, rezistă. Rezistă, baterie, rezistă. Nu sunt eu de vină că sunt atât de bine ambalate. Ce tare! Hai, uite, când a fost ea în Italia, fii atent. Un magnet de frigider în formă de ochelari pe care scrie Calabria. Foarte tare! Ce drăguț e! Ce tare! Deci e foarte, foarte tare! Ia, îl punem aici. Ce mai avem? Mai avem chestii, mai avem, mai avem. Detestat! Le-a îmbalat foarte frumos. A pus aproape pe fiecare produs câte o chestiuță, deci... E minunat ambalajul, nu am cuvinte. Și toată hârtia e la fel. Ai dat faliment cu hârtia. Ui, bine că nu te-am tăiat. Ce avem aici? O grămadă de mostre. Anti-stress. Mască de față. Tratament 3D cu cremă de corp. Foarte tare. Sunt chestii foarte tare. Ia puteți. Așa. Chiar am o grămadă de mostre pe care le-am folosit și le-am acolo. Oh.
Și le-am acolo desfăcute. Să citesc înainte să desfac. Ah. Știu că mov este culoarea ta preferată, favorită, 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 mamă, deci mov. Bine, nu mai spun nimic. Nu mai spun nimic, nu mai spun nimic. Mov. Mov închis, deci alt far de la Kiko, dar pe mov închis. Wow. Fardul acesta este pe mov deschis și acesta este pe mov închis. Ia uitați. Cât de tare. Parcă ăsta de la mov închis e mai mișto. Mm. Da, 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 da. Și cred că ultimul produs. N-ai mai pus nimica, nu? Să zic după aia că... Ba. Deci, ăsta e ultimul produs. Dar dacă te uiți în geantă, nu mai e nimic. Dar dacă te uiți în buzunarul micuț cu fermoar, mai e o chestie. Deci bine a spus ea, te uiți în fiecare colțișor. Chestia asta o desfac ultima. Penultima, ceva ce ți-ai dorit, dar pe auriu, PS, mi l-am dorit și eu, dar era ultimul. Îl rup în 20, termin jumătate. Ia să vedem. Era ultimul, de la Melchior, un far de ploape. Deci e foarte tare pe auriu, foarte tare. Și acum am așa un far de la Urban Decay auriu pe ploape. Wow, foarte, foarte tare. E superb. Uf, 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 uf. E superb. L-aș desface, dar desfac, îl desfac. Nu mai am baterie, dar îl desfac. Deci... Wow, e superb. Deci, e superb. Am rămas fără baterie. Așa. A rămas ultima chestiuță... Ultima chestie din buzunarul mic. Între timp, uitați ce am făcut. Toate chestiile care am putut să le salvez, le-am pus aici. Pe ambalajul de la kitul de ochi și sprâncene. Bine, de ochi. Am lipit toate chestiile astea și am să le bag în plic. Sunt foarte drăguțe. Să vedem ultima... Ultima chestie. Ce e? Și o chestie foarte interesantă. E mov. Nu-mi dau seama încă ce... Aoleo! Deci e o pensetă incredibil de drăguță. Ia uitați ce drăguță e și e mov. Deci e foarte tare. E incredibilă. E foarte drăguță. Deci foarte, foarte drăguță această pensetă. Chiar avem nevoie de o pensetă nouă. Super! Și acum să vă arăt. Vreau să vă arăt. Mi-a scos rochița din dulap și a rămas impresionată cât de bine se potrivește cu această poșetuță. Ia uitați-vă și voi. Ia. Deci e foarte tare, adică cum ai putut să nimerești așa? Știi, eu am primit rochița asta cadou acum ceva timp și tu mi-ai trimis geanta care se potrivește la rochiță. Deci nu, n-am cuvinte, știi? Deci e o chestie care, wow, nici nu cred că ai nimerit-o tu. Adică eu niciodată nu mi-am pus rochița asta să-mi fi pus vreo poză pe Instagram sau pe Facebook cu ea. Și e foarte tare, deci e foarte tare, e bestial. Nici nu știu că să-ți mulțumesc pentru ce și pentru cât. Vreau să știi că mi-a plăcut foarte mult tot ce mi-ai trimis. Deci tot ce mi-ai trimis este pe gustul meu și miros și culoare și tot. Cred că ai depășit bugetul, sunt sigură că ai depășit bugetul. Am să te mănânc. Sper că ți-a plăcut tot ce ți-am trimis eu. Vreau să intrați pe canalul ei, să vedeți și videoclipurile ei, să vă abonați la ea, pentru că este o fată foarte, foarte, foarte faină și mă înțeleg foarte bine cu ea. Îți mulțumesc încă o dată pentru acest swap, sper să facem colaborări pe viitor și nu mai știu ce să spun. Sunt o grămadă de chestii, deci într-o cutiuță atât de mică, era un fier de călcat, na. Au încăput o grămadă de chestii. Deci, n-am cuvinte, chiar n-am cuvinte. Îți mulțumesc pentru tot. Vă mulțumesc și vouă pentru răbdare. M-am lungit foarte tare cu acest swap. V-am pupat și ne revedem într-un următor videoclip.